Bun găsit, după cum știți, CSM Ioven se află în fața ultimului meci oficial al sezonului. Partida cu Rapid, care este programată luni de la ora 20:30 pe acest stadion. Și tot după cum știți, înainte de acest meci, echipa noastră și-a îndeplinit obiectivul stabilit pentru acest sezon, și anume menținerea Liga 1. Dar despre acest lucru și despre partida de luni, vă vor spune mai multe antrenorul principal al echipei noastre, domnul Alexandru Pelici, și jucătorii Andrei Panait, Adrian Scarlatache și Bogdan Rus. Domnul profesor, bună ziua, bine ați venit, mulțumim pentru prezență. Da, după meciul de luni se trage cortina peste acest campionat. Indiferent de rezultatul meciului de luni, obiectivul pe care îl aveam de îndeplinit s-a realizat și acest lucru este în mare măsură băieților și pe această cale, pentru că probabil e ultima conferință de presă pe care o facem, aș vrea să-i felicit pentru tot ceea ce au realizat în acest an, să le mulțumesc, de ce nu, să le spun că mă bucur din suflet în primul rând pentru ei, pentru cei care au dus greu în acest campionat. Sunt o parte dintre ei care vin din Liga a doua, sunt o parte, așa cum vedeți și aici, suntem trei jucători, din care doi vin din Liga 2 și unul care a venit cu experiența sa să ne ajute în Liga 1. Cam așa a arătat echipa noastră, în mare parte cu lot care a venit din Liga 2 și cu câțiva jucători cu experiență care au venit și s-au integrat foarte bine. Am reușit împreună să facem un lucru pe care nimeni nu-l vedea posibil și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Nu știu câți dintre cei care urmăresc fotbalul sau cunosc fotbalul ne-ar fi dat o șansă la începutul acestui campionat. Poate mai mult să reușim să evităm retrogradarea ne jucând barajul. Pentru că la începutul acestui campionat ne gândeam că șansa noastră ar fi să prindem loc de baraj, ne făceam calcule, ne gândeam cine ar putea să intre sub noi. Iată-ne că am ajuns la un final de drum în care ne bucurăm că putem spune, păstrând ghilimele de rigoare, că am mai făcut o pagină, nu știu cât e de importantă sau neimportantă, de istorie în fotbalul de la Mioveni. Și acest lucru nu s-ar fi putut face fără ei. Pentru acest lucru încă o dată îi felicit și mă bucur din tot sufletul pentru ei. Acest lucru nu s-ar fi putut face nici fără cei din jurul echipei. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine, staff-ului, celor din conducere, pentru că au fost momente grele în care au decis să ne dea încredere, să ne lase să ne continuăm munca și acest lucru a fost benefic pentru că până la urmă am reușit să ne bucurăm cu toții. Nu am pățit ca și în alte părți să fiu aruncat după câteva meciuri proaste sau nereușite. Urmează un ultim joc, un joc împotriva unei echipe care încă joacă pentru un obiectiv important. Rapidul, care vine după o înfrângere pe teren propriu, cu siguranță vor veni să câștige meciul de la Mioveni. E ultimul joc împotriva Rapidului, în fața propriilor suporteri și ne dorim să, indiferent de jucătorii care vor intra în teren, ne dorim să câștigăm acest meci, să jucăm și să ne ridicăm la importanța și la nivelul jocului, importanței jocului. Andrei, a fost un an greu? Bună ziua! Da, a fost un an cu multe lucruri bune, cu multe lucruri mai puțin bune din care am avut ce învăța și am ajuns în acest punct în care avem un ultim meci pe care îl disputăm acasă. O ultimă impresie lăsată contează foarte, foarte mult. Ținând cont că jucăm acasă, ne așteptăm ca stadionul să vină foarte, foarte mulți oameni ca să sărbătorim realizarea pe care am avut-o. Adrian, te gândeai la începutul sezonului că vom realiza obiectivul înainte de terminarea meciurilor oficiale? Da, bună ziua. Da, cu siguranță, că de asta am venit aici, altfel nu veneam dacă
știam că echipa e condamnată de la început. Sigur că eram convins că nu va fi ușor, dar am avut încredere în echipă, am avut încredere în staff, am fost dorit aici, mă bucur că am reușit să pun și eu umărul la salvarea asta așa cu o etapă înainte. Este un obiectiv realizat cu foarte multă muncă, ceea ce ne-a caracterizat până noi pe tot parcursul campionatului și sunt foarte fericit, sunt foarte mulțumit de ce am realizat aici și sunt convins că anul viitor va fi un an mult mai greu decât acesta, dar am avut multe de învățat din experiența asta și va trebui să facem totul să salvăm echipa, la fel ca și am. Un meci rapid, lung. Da, e un meci greu, e un meci important pentru noi. Vrem să respectăm competiția, deși nu mai putem urca cu o victorie, nu mai putem urca nicio poziție, dar este normal să ne prezentăm bine, jucăm acasă, presupun că vor veni destul de mulți oameni, atât pentru salvarea de la retrogradare, cât și pentru echipa Rapidului, o echipă iubită, vor avea mulți fani, ei au un obiectiv foarte, foarte important și sunt convins că meciul ăsta e foarte important pentru ei, dar sunt convins că și noi ne vom prezenta foarte bine la acest meci. Bogdan, ai cam dus greu în acest sezon, majoritatea golurilor echipei prin marcate de tine. Cum a fost, cum te simți acum la final? Bună ziua, mă bucur că am reușit să pun numărul la îndeplinirea obiectivului, pentru că asta a fost cel mai important de când am promovat. Era clar că o să ne aștepte un an destul de greu cu majoritatea jucătorilor care am venit de la Liga a doua. E bine că am reușit să integrăm foarte bine jucătorii care au venit pe parcurs și ne-au ajutat foarte mult. Dar, cum a zis, important este că am reușit să ne salvăm, am îndeplinit obiectivul, chiar dacă la început ne gândeam care sunt acele două echipe pe care să le băgăm sub noi să mergem la baraj, dar după cum vedeți, am reușit să băgăm patru. Asta este, suntem o echipă muncitoare, așa am plecat de la început și cred că s-a văzut pe tot parcursul campionatului asta. Încheiem sezonul cu o nouă reușită? Da, așa este și normal, cum a zis Carla, să respectăm competiția, să ne prezentăm foarte bine la ultimul meci, să dăm totul pe teren, chiar dacă Rapid o să vină la victorie, trebuie să câștige pentru a juca barajul de Conference League. Noi o să jucăm la fel ca și celelalte meciuri și o să jucăm la victorie, clar, să mulțumim suporterii pentru că este ultimul meci pe care îl jucăm acasă și trebuie să avem să lăsăm o impresie bună. Chiar dacă abia s-a stabilit partea asta de menținere în campionat, vorbesc că rândul staff-ului al jucătorilor este către următorul sezon care începe mai repede. Ați apucat așa în linii mari să creionați cam cum ar decurge următorul, ca și preluarea pregătirilor? E normal să te gândești atâta vreme cât mai ai sub contract. Contractul meu se încheie la sfârșitul lunii iunie și e normal ca să fac un program până în momentul în care programul expiră. Mai este un meci, după care se trage linie și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Nu pot să mă gândesc de acum la ce va fi după. Mai este un meci de campionat, așa cum am spus. Trebuie să respectăm și să încercăm să facem un joc bun luni, după care se va trage linie și vom vedea ceva. Da, a fost ceva discuție până acum, nu știu, în aceste zile, de când la meciul de la Sepsi, și când ea. Poți face discuții dacă vrea să înveți sau în ce condiții ar vrea să continuați aici? Nu, a fost o discuție cu conducerea clubului acum o săptămână și jumătate, pe care am insistat-o pentru după sfârșitul campionatului, pentru că era important să vedem cum se va termina. Deocamdată nu am semnat niciun nou angajament, mai sunt probleme de rezolvat și sper că aceste probleme să se rezolve. Și în funcție de aceste probleme vom decide ce vom face în continuare. Dar dumneavoastră ați optat acum către vânta frânge sau mai mult către, nu știu, poate alt drum? În momentul de față, prima mea opțiune este Mioveniu.
cu condiția ca lucrurile care trebuiesc să se, să se întâmple să se rezolve. Dacă se vor rezolva, cu siguranță mi-aș dori, pentru că e munca noastră, în primul rând. Suntem de aproape 2 ani aici. Tot ceea ce vedem aici, lot și staff, și a fost făcut împreună. Rezultatele au venit împreună și atunci e clar că prima opțiune ar fi asta. Dar, încă o dată, e important ca lucrurile să se rezolve. Presupun că după meciul cu Rapid vor fi discuții serioase, aplicate, pentru că pauza este foarte scurtă. În mod sigur. Dacă totul e în regulă și vom merge mai departe împreună, reunirea va fi undeva în ziua datei de 12-15 iunie. Am înțeles. Vreau să nu știu, Rapid, ați început să le amintiți de acasă în acest sezon cu Rapidul. Încheiați tot cu Rapidul de Jean Iuveni. Și anul trecut am terminat cu Rapidul. Tot, ceva. Înainte de baraj. Care e diferența între Rapidul lui Iosif și Rapidul lui Adimutu? E o întrebare bună. Nu aș vrea să mă pun să fac comparații, să fac analize. Poate înainte era un pic mai multă exuberanță, acum e... se văd alte lucruri, situații de joc bine lucrate și în amândouă ipostaze Rapid au arătat bine. A avut rezultate și atunci și acum cu atât mai mult, pentru că a fost o serie de victorii importante pentru Rapid de când a venit domnul Mutu și probabil că își doresc să ajungă la acest baraj. Acum am o întrebare pentru toți patru la comun, dacă se poate. Acum trebuie la finalul acestui sezon, care ar fi, nu știu, meciul, momentul care vă aduce mai mare bucurie în acest campionat și care ar fi partida care v-a scos, nu știu, perial, pentru care ați avut așa momente grele? Eu spun ultimul. Eu zic că meciul cu Dinamo. Când am câștigat 2-1. Cred că ne-a adus o bucurie destul de mare. Nu știu, e greu să mă gândesc. Au fost multe meciuri bune pe care le-am făcut. Cred că asta din play-off acum, pe final, seria asta bună pe care am avut-o... Play-out. Seria asta bună pe care am avut-o și care ne-a salvat așa. Adică a fost ce trebuia să fim, exact cum trebuia să fim. Am fost bine și, nu știu, și au fost și momente grele, dar mă bucur că am reușit să trecem foarte bine peste ele. Și am învățat din fiecare câte ceva. Eu zic că, ca Bogdan zic, în momentul ăla cu Dinamo a fost oarecum așa ca o explozie de bucurie golului, dar nu pot să remar și momentul meu cu Dinamo, când am dat gol. A fost ceva senzațional, care nu pot să-l exprim în cuvinte, dar a rămas acolo bine întipărit. Așa, glumim puțin, îmi supărați pe adică, numai cu Dinamo aveți oameni de frumoase. Da, numai cu Dinamo ești, numai cu Dinamo ești. Ești crescut de la 10 ani la Dinamo. Asta este viața, mergem înainte. Sperăm să salveze și Dinamo, îmi doresc să salveze și Dinamo. Dar chiar vreau să te vezi de la asta, probabil cu o dublă cu Cluj, mă gândesc la video. Care nu sunt frățite, Eu totuși cred că Dinamo nu va avea probleme. La cum se prezintă Dinamo acum, cred că va fi o dublă interesantă. Nu va fi ușor, dar cred totuși că cred că Dinamo este capabilă să câștige chiar ambele meciuri. Am încredere în ei și chiar îmi doresc ca Dinamo să rămână în Liga 1. Ca și momente importante, pozitive, au fost câteva și dintre ele aș aminti victoria cu Sepsi. De la Sepsi, un moment foarte important pentru că veneam după înfrângeri și era un moment greu. Un alt moment psihologic a fost clar și acea victorie cu Dinamo din prelungiri. Apoi meciul cu Dinamo de aici, în care a marcat pană și asta nu spun doar ca să-i mulțumesc pe amândoi, pe el și pe Bogdan, ci chiar așa am simțit-o. Era din nou un moment important pentru că dacă Dinamo ar fi câștigat, s-ar fi apropiat la 6 puncte de noi și ar fi avut două meciuri ușoare, ar fi jucat cu altă presiune. Așa, noi ne-am dus la 12 puncte și era clar că nu mai putem juca
baraj cu echipa de pe locul 3. Deci a fost un moment în care am respirat bine. La fel de important a fost victoria cu Chindia. O victorie care a fost importantă din punct de vedere al desprinderii noastre vis-a-vis de Chindia în momentul play-out-ului. Ca și momente grele, pentru mine au fost mai multe. Au fost momente când nu reușeam să câștigăm, deși jocul nostru nu suferea chiar atât de mult, dar nu reușeam. Am făcut 2 puncte, mi se pare, în 8 sau 9 etape. Cel mai greu mi-a căzut, ca să zic așa, acel meci pierdut la Faro, la ultima fază din joc. Acolo a fost un moment groaznic pentru orice antrenor când e gol, dar s-a întors în jocul cu Dinamo de acasă. Fotbalul îți ia, îți și dă, la fel un moment greu care ar fi fost important pe punctele. Pentru noi a fost momentul când am fost egalați la Craiova în prelungiri, adică pe finalul jocului, pentru că dacă aveam cele 2 puncte, am fi fost salvați matematic de când Chindia a făcut egal cu Rapidul, deci și mai devreme. Au fost și momente grele, dar una peste alta a fost un an extraordinar pentru noi toți. Și pentru noi ca și antrenori, pentru ei ca jucători, e o bucurie. E un păcat să spui că ești mândru sau că mândria e un păcat, dar sunt momente în care trebuie să se recunoască meritele acestor băieți. Sunt băieți extraordinari, cu care oricând se poate merge la drum. Și nu doar ei. E foarte important să înțelegeți un lucru. Astăzi am avut o discuție și ei spuneau că jucătorii străini care au venit la echipă s-au integrat foarte, foarte bine și aproape că sunt români de ai noștri. Adică nu au obiceiurile și metehnele pe care le au alți jucători străini de la alte echipe. S-au integrat foarte bine, asta e și din nou meritul lor. Au știut cum să-i integreze, să-i facă să se simtă apreciați și respectați aici. Ce înseamnă acest campionat pentru antrenorul Alexandru Pejici? Mult. Ați spus că la multe cluburi ați plecat după câteva etape. Da. Înseamnă, cum zic, un vis împlinit. Adică e o nebunie de-a mea, pe care am început-o la Voința Sibiu în 2010-2011, când am promovat. Era ideea să mențin cât de mult pot din lotul care a dus greu. Era modul de a mă arăta recunoștința față de jucătorii care m-au ajutat până la urmă să promovăm în Liga 1. Nu mi se părea normal sub nicio formă să aruncăm din ei și să aducem alții în care nu aveam nicio garanție că ne va ieși. Da, se face o analiză cât de bine se poate face și aduci ce ai nevoie, dar în mare parte cred că jucătorii care duc greu trebuie să fie recompensați într-un fel. Fie pentru jumătate de an, fie pentru un an, să li se dea o șansă să joace în Liga 1, pentru că și ei merită la fel ca și noi ca antrenori. Nu există antrenori de Liga 2 sau Liga 3 sau Liga 1. Există antrenori care câștigă sau care pierd. Asta e tot. În funcție de colectivul cu care lucrezi, de clubul la care ești, de cât ești de apreciat și respectat și lăsat în pace să-ți faci munca până la sfârșit. Cât de mult se crede în consecvența și seriozitatea ta. Și așa cum spuneam, e un vis împlinit pentru că nu am reușit atunci cu Voința Sibiu. Din păcate am retrogradat după un an, dar am fost la mare bătaie până în ultimele etape. Aveam șanse să ne menținem. Iată că după 10 ani am reușit acest lucru și pentru mine e o mare realizare ca antrenor, mai mare decât oricare alt. Mulțumim mult, baftă mult! Mulțumim!